În anul centenarului, mai bine de 10% din drumurile României sunt încă de pământ. Stăm însă extrem de bine la capitolul promisiuni. Politicienii care s-au perindat în fruntea țării în ultimii 25 de ani au promis că vor construi peste 10.000 de kilometri. E drept că promisiunile au rămas la stadiul de desene pe planșele de la Ministerul Transporturilor, iar statisticile merg din rău în mai rău. Datele arată că la 100 de ani de la Marea Unire, românii nu au fost capabili nici măcar să-și dubleze numărul de kilometri de drumuri. În acest moment, țara noastră are puțin peste 75.000 de kilometri de drumuri asfaltate, asta în condițiile în care în 1915 în România erau deja peste 44.000 de kilometri de drumuri amenajate, după cum arată documentele vremii citate de ziarul financiar. Pentru ca tabloul să fie complet, vă mai spun că autoritățile au reușit performanța, ca anul trecut, să finalizeze doar 15 km de autostradă. Astfel, rețeaua națională de drumuri de mare viteză a ajuns la finalul lui 2017 să aibă mai puțin de 750 de km. Topul promisiunilor referitoare la autostrăzi este condus de liberalul Relu Fenechiu, ministrul a transporturilor, în perioada decembrie 2012-iulie 2013, care a promis, atenție, 4.000 de kilometri de autostradă. Acesta este urmat de Danșova, ministrul în perioada martie-iunie 2014 cu 2.020 de kilometri și de o serie de alți miniștri și oficiali care au oscilat în jurul la 1.000 de kilometri.